să-L slăvim pe Dumnezeu și să-L binecuvântăm pentru harul Lui. Amin. Vrem să vă aducem salutările noastre și vrem să vă binecuvântăm în numele Lui Dumnezeu pe toți care ați preferat în această seară să stați aici împreună cu frații și surorile, cu toți cei pe care ne-au unit Duhul Lui Dumnezeu în jertfa de pe Golgota Lui Hristos. Suntem puțin obosiți, ne venim dintr-o altă lucrare, 3 zile de misiune într-o zonă unde nu sunt deloc pocăiți. Facem lucrarea pe stradă și finalizăm cu evangelizarea în căminul cultural. Și mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și a fost cu noi în această lucrare. Amin. Acum suntem împreună cu voi la părtășie, pentru că în jertfa lui Hristos noi toți suntem frați. Acolo pe dealul din Golgota am făcut frate cu voi cu fiecare. Suntem frații lui Iisus Hristos și într-o zi vă moștenim cerul lui. Mă uitam la psalmul care s-a citit în această seară și în timp ce fratele citea, când a rostit versetul 8, a pus pe gând. Deci aici așa, tu numeri pașii vieții mele de priveal, pune-mi lacrimile în purduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta. Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi. Noi zicem că față de anumite animale care sunt mai mici, furnica sau alte animale, suntem mai importanți. Și vreau să vă spun că noi suntem cei mai importanți. Dar dacă Dumnezeu se uită la constelație și la tot ce a creat El, noi suntem ca și o furnică, poate chiar mai mici. Și totuși Dumnezeu ne dă importanță, pentru că El numără pașii noștri. Și nu numai câți pași facem. Avem telefoane care, dacă le ținem în buzunar, la sfârșitul zilei ne spun câți pași am călcat în fiecare zi. Telefonul înregistrează lucrul acesta. Dar când nu-l avem alături de noi, nu mai ne dă, nu mai ne spune câți pași am făcut. În schimb, Dumnezeu se uită din cerul la noi și fiecare pas care îl facem, fiecare mișcare care o facem, este controlată de Dumnezeu. Dacă eu îmi ridic mâina, înseamnă că Dumnezeu mi-a dat putere. Dar acum apare o altă problemă. Dar dacă nu pot ridica, e de vină Dumnezeu că eu nu pot ridica mâna? Putem să-i mulțumim lui Dumnezeu dacă suntem și în alte stări? Că noi cei care suntem sănătoși putem să spunem așa, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul să ne ridicăm din pat. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Dar cel care este ispitat să nu-i mulțumească lui Dumnezeu? Vor veni poate crize în viața noastră. Și atunci trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Pentru că viața noastră e în controlul Lui. Și El știe ce e mai bine pentru noi. Dacă îngăduie suferința, știe de ce o îngăduie. Dacă îngăduie încercarea, El știe de ce o îngăduie. Dacă îngăduie lipsa sau veșugul, toate sunt sub controlul Lui. El numără toate aceste lucruri. Și m-am dus cu gândul la psalmii care mai sunt scris și psalmul 90. Moise, un mare om al lui Dumnezeu, spune așa. El nu zicea că Dumnezeu îi numără, El zicea așa. În versetul 10. Anii vieții noastre se ridică până la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trec iute și noi zburăm. Și versetul 12 spune așa. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dacă Dumnezeu numără pașii noștri, noi trebuie să ne numărăm zilele. Ne uităm și se amintea socrul a trecut la cele veșnice. A avut pașii care i-au urmărat, a avut zilele lui care au fost pe acest pământ. Important e cum le trăim, pentru Dumnezeu sau pentru noi. Fie că trăim pentru Dumnezeu sau pentru noi, noi oricum vom pleca din lumea aceasta. Oricum vom trece. Important e pe cine îl slujim în toți acești ani. Spunea Moise, ajută-mă, învață-mă să-mi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. Înțelepciunea care vine din partea lui Dumnezeu, spunea Iacob, este pașnică bună, desăvârșită, pentru că El o deșodă cu mână largă. Iar David, tot un om mare al lui Dumnezeu, în Psalmul 39, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest om mare al lui Dumnezeu avea, zice așa, Doamne, versetul 3, îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecători sunt. Doi oameni mari au avut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și au zis, Doamne, ajută-mă să știu care e sensul vieții
vieții mele pe pământ. Cât voi trăi pe acest pământ, să știu cum să-i dau slavă. Și dacă ne uităm la Maleahi, știți care e plăcerea lui Dumnezeu și care trebuie să fie și a noastră? Maleahi, capitolul 3, versetul 15. Acum fericim pe cei trufași. Haideți să citim și versetul 14. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor. O întrebare care se pune și spune mai departe, acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și acum, când ne numărăm bine zilele, putem să punem preț înaintea lui Dumnezeu și spune așa, atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Și parcă n-ar fi destul atât și versetul 17 spune în continuare așa. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei cu mare milă în om de fiul său pe care îi slujește. Și veți vedea atunci din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Oare unde e plăcerea lui Dumnezeu? Unde dorește Dumnezeu să fim? Vreți să fim împreună. Pentru că atunci când noi suntem la închinare, atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, se scrie o carte de aducere aminte și Dumnezeu notează. Și notează ceea ce facem aici. Și El e de partea noastră. Dar îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când suntem la părtășie, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu-i destul atent. Versetul 10 care s-a citit din această seară spune atunci când frații se adună împreună, ei trebuie să facă un lucru deosebit. Versetul 10. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui. Atunci când suntem aici în prezența lui Dumnezeu, atunci când ne adunăm doi, ne trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu. Ne putem lăuda cu lucrurile materiale, dar sunt trecătoare. Spune psalmistul, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, mă voi lăuda cu cuvântul Lui, mă voi lăuda cât am studiat Scriptura, mă voi lăuda cât l-am cercetat pe Dumnezeu, mă voi lăuda cu El. Ne prea lăudăm cu ce avem. Iertați-mi că spun lucrul acesta. Nu mă gândeam la El. Dar noi trebuie să ne lăudăm cu Dumnezeu. El trebuie să fie prioritar în viața noastră. Atunci când îl am pe El în inima mea, izvorește un izvor și când izvorește izvorul Duhului lui Dumnezeu, eu vorbesc doar despre Dumnezeu, vorbesc doar despre cuvântul Lui. Sorile când se întâlnesc, frații când se întâlnesc, o să spună, uite ce ne-a vorbit Dumnezeu prin acest verset, uite ce ne-a descoperit mie Dumnezeu. Și luăm cuvântul lui Dumnezeu și cu El ne lăudăm. Ne lăudăm cu minunile lui Dumnezeu. Și aș putea să mă laud cu minunile lui Dumnezeu. A venit la noi în familia al doilea băiețel. Nu-i cu noi aici. Și a venit fără șansă la viață. La doar 2 ore după nașterea lui am descoperit că are o boală destul de grea. Nu se putea alimenta stomac, avea întrerupere la esofag. L-a luat de lângă noi din fața noastră și l-a transferat la un alt spital. La un spital universitar. Acolo ne-au spus problema care o are. Avea lipsă din esofag 3 cm. Înainte de operație a venit doctorul și mi-a spus operația va dura câteva ore. Nu garantăm nimic. A trecut cu bine operația și a zis în 3 ore termină operația și a durat 5 ore. Dar după 5 ore a venit și a spus a trecut cu bine peste operație. Și parcă n-a fost destul atât, după câteva zile au descoperit că n-are legătură nici între stomac și intestin. Și a zis, trebuie să pus din nou la o altă operație. Este caz unic în Belgia, noi locuim în Belgia. Și a zis, nu garantăm nimic. Am avut cu lipsă de esofag, am avut cu lipsă de intestin, dar cu amândouă, niciodată. Trupul lui la 2 kg 600 cât avea atunci, nu știm dacă va rezista. A trecut după o săptămână și o zi și a doua operație și Dumnezeu ne-a binecuvântat și a rămas în viață. Am aflat după un an și ceva, când soția mergea cu el la controle și am avut recuperări multe după aia,
Am mers și s-a întâlnit cu asistentele care se ocupau de el acolo la infirmerie, la cazuri mai grave. Și a spus Filip către el și către soție: noi credeam că o să. Deci asistentele se ocupau de un copil care în fiecare zi aștepta să plece de pe pământul celor. Dar în rândul de noi a fost Dumnezeu. Amin. Nu pot să mă laud cu altceva decât cu prezența lui Dumnezeu. Azi are 6 ani. Este în clasa 1-a. Și ne-a felicitat profesoara pentru că este printre primii elevi. Nu trebuie să-l simți să mergi. El de bună voie. Pentru noi este binecuvântat. Dacă mă pot lăuda cu ceva, mă pot lăuda cu Dumnezeu. Ceva că n-a fost destul 2 operații. A venit când noi sărbătorile le sărbătoream doar la câteva sute de metri de el. El în spital și noi la o familie de prieteni. Doctorii nu s-au ocupat cum trebuie de el. Și-a făcut infecție la plămâni. Și-a intrat în comă. Și-a trebuit să stea în comă aproape 2 săptămâni. Intrând în comă, doctorii nu ne-au dat șansă că se prepare zi. Au zis, vom vedea cum vor decurge lucrurile. Am intrat în spital și vreau să vă spun că lângă el, în alte paturi, erau și alți copii. Noi am intrat și am ieșit. Pentru că a fost mâna lui Dumnezeu. Cine face toate aceste lucruri, cu ce să ne lăudăm? Decât cu un Dumnezeu mare, amin, cu un Dumnezeu puternic, atunci când oamenii nu mai dau speranță, avem un Dumnezeu care ne dă speranță. El este Dumnezeul nostru, cu cine ne vom lăuda? Spune un versetul 11, mă încrede în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să facă niște oameni? Oamenii sunt nimica, Dumnezeu e totul. Când Dumnezeu spune ultimul cuvânt, are autoritate peste om, are autoritate peste orice zice omul. Noi nu putem să legăm nici măcar un zi la viața noastră. Dar când spune Dumnezeu, există viață, rămâne viață. Când spune vei muri, vei muri chiar dacă nu ești din casă. Chiar dacă bântuie virusul. Chiar dacă nu bântuie virusul. Dumnezeu e autoritatea peste toate. A spus cineva și se predică Psalmul 91 în această vreme. Dar vreau să vă spun, noi ar trebui să predicăm Daniel, cei 3 tineri cuptor. Și chiar dacă nu ne scapă de el, noi de Dumnezeu nu ne lăsăm. Asta trebuie să predicăm. Chiar dacă vom trece pe acolo și nu ne va scăpa, noi trebuie să vom mare Dumnezeu. Zic, Dumnezeu să ne ajute în toate acestea. Cântarea Sora Adriana la ultima cântare, tu ești toată bucuria, pace sfânt armonia. Tu ne dai din Duhul Sfânt. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să-L rugăm pe Dumnezeu așa cum ruga David, așa cum ruga Moise. Să rugăm, Doamne, ajută-ne să ne numărăm bine zilele. Și atunci când ne vom număra bine zilele, vom zice, Doamne, Tu ești toată bucuria noastră, Tu ești toată fericirea noastră, Tu ne înviorezi din Duhul Sfânt. Haideți să facem rugăciune.